Salutare YouTube, sunt Eddie și ne-am întors cu episodul 2 din seria de Minecraft. Ok, unde rămăsesem? Da, parchet. Hai să începem să punem parchetelul ăsta. Ok, o să punem de ăsta. Pentru că e mai cool așa pentru parchet. Bun, ne trebuie mult lemn, de aceea vom pleca într-o mică călătorie. Avem bețe, dar ne mai trebuie puțin. Dăm și asta un pic. În primul rând ne trebuie o bucățică de cobblestone, O să mergem și la minat, dar un pic mai târziu. Ok, bun, hai să luăm noi, unde ești, mă, nici nu știu ce caut. Ok, facem așa. Așa. Bun, hai să punem astea la loc. Hai să luăm și sabia, în caz de ceva. Da, ăsta și-a sprint sau așa merge el? ok, ce stau un măgar? Nu, e doar un iepure. Ce de gulioși, ia uite-l, mă. Vino! Bă, ce rapid sunt ăștia, mă. Bă, ce rapid e, mă. Bă, ești nebun. Scuze, domnule iepuraș. Am distrus bietul animăluț. Ce monstru. Hai să luăm niște sugar. Ok. Am văzut niște vaci. O să trebuiască să le mulțim, ca și cu oile. Lag pentru că se generează. Mă enervează lagul. Presupun. Ia uite ce e purtare. Bun. Bă, cărniță avem. O să o luăm mai încolo dacă e. Dacă avem nevoie. Doamne, mă enervează FPS-urile astea mici. M-am obișnuit, gata, de câteva zile. De fapt, de o zi m-am obișnuit și eu cu FPS-uri multe. Și așa vreau să și rămână. Ok, bine că sunt mulți copaci de ăștia. Dar cum se numesc? Borci. Borci. Birci, în fine. Ok. Cumva am uitat un copac de tăiat. I don't know. Hai, ajunge 60. Acum să luăm lemn de ăsta. Ok. Bun. O să trebuiască să și replantăm la un moment dat, dar sunt destul de mulți, deci se replantează ei. Ok. Sper că nu m-am pierdut. Casa în partea aia. Tu, văcuțo, nu te omoră. Momentan. Tot ne mai trebuie lemn. Tâm-tâm-tâm. Bun. Hai să mai luăm încă 2 copaci maxim. Și ne cărăm. Sincer să fiu, o lemn, de-asta neprelucrat nu-mi trebuie, pentru că o să folosesc de-asta așa, deci na. Deci nu pot să dau slip așa. Am văzut că pe Minecraft mai nou ai raza mult mai mică de spart blocuri, adică gen poți să-l spar pe ăla, dar pe ăla de acolo nu. Vedeți?
cel puțin pe Pocket Edition pe aia de telefon. Știu că se spar foarte repede. Hai să luăm astea dacă tot le avem așa, perfect. Avem. Nu cred că o să ne ajungă, cel puțin. Știu că par multe, un stack jumate, dar nu cred că o să ne ajungă. Vreau să fac o casă destul de cool. Și pentru că sunt eu așa un mic arhitect, să spunem așa, o să mă ocup de design, adică nu o să fac, am zis prima oară să fac o casă, vedeți? Deci atâta jumătate de stack. Adică am zis că o să fac o casă provizorie, dar știi ceva, mai bine azi o facem direct pe asta și să nu ne mai batem capul pe urmă. Și la început o să lucrez la design, adică o să mă ocup, nu o să fac ceva gen 4 pereți și un acoperiș, pentru că nu îmi place, adică, nu știu. Vreau să am o casă ok de la început și pe urmă să nu mai îmi bat capul cu ea. Să explorăm and shit. Vedeți, nu ne-a ajuns. Ok. Bun. Design, design, design. Mă, oaie, dă-te mă tot aici. Nu. Deci aici o să fie gen pod de aua și aici o să pun pereții. Ca să nu mai consum blocuri, să pun peste. Gen... O pun aici. Ia uite vaca, de fapt oaia. A mâncat oaia nesimțită. Pleacă de aici. Ia uzi ea. Ceva gen. O să fie intrarea. Și aici cred că o să pun tot. Da, asta așa. Bă, nu mai mânca, mă! Mai sunt oi în zonă. Bun. Hai să ne apucăm de... Nu toate, stai să mai las... Ceva gen. Mai așa. Și acum hai să ne apucăm. Frumușel. Cred că așa o să facem. Frumușață de casă până acum. Da, e ok. Aici nu prea-mi place, v-am zis. Că ar fi trebuit să vină ceva gen... și dacă o fac eu... Știi cum fac? Distrug astea de aici. Așa. Bun. Așa. Acum o să mai punem niște lemn. Așa. Și aici o să vină ușa. Bun, deci... Ce fac, măi? Hai, topor. Da, complet așa, așa vreau și să le pun. What the fuck, de ce arunci blocuri? Parcă e altceva. Nu știu. Ok, și gen aici o să punem din nou... Again... Slaburi sau nu știu ce vom pune noi. Ok, deci hai să facem noi... Ușile nu le facem. Doar că o să mutăm noi chestiile astea de aici. Așa ceva. Așa ceva. Și așa ceva. Am încăput toate itemele, da. Acum. Punem noi toate astea.
Mi-am încăpul la fix, ești nebun? Punem asta aici, asta aici și asta aici, momentan. O să le schimb eu pe urmă, dar... acum... să văd ceva. Ah, perfect. Nu mai am backup. Bun. Momentan o facem așa. Acum o să ne trebuiască glass. Dar până atunci terminăm cu designul puțin și mergem la minat. Nu ajunge un chest de ăsta, îl iau de aici. Și mai pun unul aici. Și mai fac un chest. Lemn de ăsta ne mai trebuie, uite, ăsta nu ne trebuie atât de mult. Bun, hai să facem un double chest, un large chest, de fapt. De fapt, tu vii cu mine. Și tu la fel. Lăsăm lopata, ok. Cărniță mai luăm cu noi. Asta nu. Luăm ăsta. Bun, hai să... dartul ăsta îl pun în caz că cad pe undeva sau chestii. Așa. În primul rând. Luăm mai multe bucățele de-astea, vreo 6, pentru două târnăcoape. Perfect. Ne ducem la somn și... pe urmă băgăm, fiți atenți, stați un pic, așa, așa. Punem noi așa, așa și așa. Ce fac mai? Așa. Bun. Așa ceva. Așa. Și așa. Bun, și băgăm somn. Mina, hai să mergem până la asta. Ok. Ironu. Și o explorăm un pic mai târziu. După ce luăm ironul, de fapt. În fine. Punem așa. Da, am văzut că ulu, dar vreau să văd ce mai e prin mine asta. Cave, de fapt. A, nimic? Ok. E bună asta pentru design, de aceea o să o și iau pentru casă. Pentru că vreau să dau lemnul la jos. Lemnul după părți, nu parchetul. Peretele. Și o să facem ceva noi cu... ce ăsta? Diorite? Granit, granit. Diorite-ul parcă e asta, nu mai știu sigur. Sunt vreo 3 blocuri de genul și nu le știu, le încurc mereu. Ăsta o să ne trebuiască destul de multicel. Pentru că vreau să fac la design cu ea, în pereții. Și cu niște gleze, sigur, dar... hai să luăm și ăsta. Că primim XP. Nu primim... ba da. Bă, e mult și e chiar bine că nu o să ne ajungă chiar atât de mult. Gen, dacă pun... aha, înțeleg. Perfect. Credeam că trebuie să pun granitul în, de la de făcut cobblestone, cum să zicem, de prelucrat stone. Nu mai știu cum se numește. Știu că se face din 4 cobblestone și atât. Ca un fel de crafting table, dar mai că seamănă cu un furnace. Dacă, sau ca un dropper, așa, nu mai știu cum se numește, frate. Băi, e mult și e bine că e mult. Așa. Așa. Spargem tot. Bă, dar sunt chiar foarte multe chestii aici. Mult col și mult granit.
Nu că m-aș plânge, dar e obositor. Și parcă nici nu-ți vine să-l lași. The fuck? Vă dați seama să fie obsidian așa? Să fii blocat într-un castel de obsidian? Să ai un târnăcop de diamond? De fapt mai multe târnăcoape, dar contează câte târnăcoape ai sau ce fel de târnăcop, contează să ieși mai repede. Și la cât de repede să sparge obsidianul, o dura vreo puțin, frate, 2, 3, 4 luni, poate un an. Eu ștergeam mapa, dacă era așa. Vreau să dau și cât de cât o formă, pentru că nu vreau să arate chiar urât. O bucățică de fier. Mă pot lăuda deja. Bă, sincer să fiu, hai să-i luăm un stack. Și o să mai venim noi dacă e să ne apucăm. Dacă ne mai trebuie, vreau să zic. Ce să mai punem noi? Așa. Deja s-a dus un târnăcop. E nasol. Dacă e așa. O, chestie interesantă, sand. Ok. Hai să mai explorăm puțin că tot avem. Torțele astea. Aha, m-am întors de unde venisem. Ok. Bun, hai să vedem ce mai e prin această minunată peșteră. Nimic. Ok, hai să ne întoarcem acasă. Pandosite. Deci o să scoal lemnul și o să pun diorite. Presupun. Ca asta o să fac. Hai să băgăm toate astea în chest. Bun, cam atât a fost și pentru episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut videoul. Share să vadă și prietenii. Comment pentru păreri și subscribe pentru videoclipuri. În continuare, să zicem așa. Pentru a susține seria și pe mine. Bun, am fost Teddy și vă spun la revedere.